Bună tuturor, eu sunt Denisa și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi facem un clip în care vă prezint produsele mele preferate din momentul de față. Avem atât produse din categoria skincare, cât și produse din categoria make-up și încă un mic bonus care știu că poate nu are legătură cu aceste două categorii, dar a trebuit să-l includ pentru că îmi place mult prea mult și nu știu când o să mai fac aceste tipuri de clipuri, așa că am zis că trebuie să-l pun aici neapărat și cred că v-ați și dați seama despre ce produs este vorba din thumbnail. Ok, înainte să începem acest clip, dacă auziți un zgomot de fundal mai ciudat, este o pisică care se spală fără absolut nicio grijă și treabă, așadar eu o să-i respect intimitatea și o să o las în pace. O să-mi văd aici de treaba mea. Voiam să vă spun că aceste produse pe care o să le prezint îmi sunt bune mie, mi se potrivesc mie, se potrivesc tipului meu de ten. Asta nu înseamnă o să vi se potrivească automat și vouă. Trebuie să căutați întotdeauna produse potrivite tipului vostru de ten și nevoilor voastre. Voiam să spun asta de la început pentru că mereu se creează confuzia aceasta pe internet că dacă cineva folosește înseamnă că e bun. Dacă persoana aia și-a cumpărat produsul acela înseamnă că e bun. Nu, înseamnă că se potrivește nevoilor sau se mulează pe nevoile acelei persoane. Și pe de altă parte nu sunt nici vreo expert în skincare sau make-up. Nici pe atât. Vă arăt doar produsele care îmi plac mie și care mi se potrivesc mie. Așadar, zic să începem cu categoria skincare. Una dintre cremele mele preferate din acest moment este această cremă hidratantă de la Kiehl's, din gama Ultra, da? Ultra Facial Cream, care are și SPF 30 Broad Spectrum. Ce înseamnă asta? Când vedeți Broad Spectrum pe un produs, înseamnă că protejează și împotriva razelor solare tip UVA, da? Acele raze care pătrund adânc în structura pielii și cauzează îmbătrânirea prematură a pielii. Așa că, de fiecare dată, în caz că nu știați, de fiecare dată când vă alegeți un produs cu SPF, aveți grijă să scrie că protejează și împotriva radiațiilor UVA sau, mă rog, să scrie Broad Spectrum sau mai sunt pe alte produse PA, PA++, PA++++ și aceea înseamnă că protejează împotriva razelor UVA. Ok, SPF-ul este pentru razele UVB, razele acelea care ne provoacă arsurile solare. Stați că iar încep să vorbesc acum o groază despre SPF, v-am spus că mie îmi place acest subiect. Probabil o să fac un alt clip în legătură cu acest subiect, dacă vreți și voi, bineînțeles. Ok, despre crema aceasta, că vorbim doar despre favorite. Despre crema aceasta pot să vă spun că este o cremă super, super hidratantă. Eu am un tip de ten uscat și pe mine aceste tipuri de creme mă ajută destul de mult. Din câte am înțeles din anumite review-uri și persoanele cu tip de ten mix sau ten gras, spun că această cremă ar fi potrivită pentru ele și este foarte faină pentru că intră super repede în piele. Am folosit-o foarte mult pe perioada verii, deci când erau temperaturi destul de mari, în jur de 40 de grade, pentru că o am de când am fost în Turcia. Așadar, vă imaginați ce mari călduri au fost acolo și mi-a fost foarte bună pe timpul verii și mi-a plăcut foarte mult care v-am spus și SPF 30 și Broad Spectrum, da? Deci cu spectru larg și ține destul de mult. Aceasta are 50 de mililitri și pe mine m-a ținut destul de mult. Avem aici, uitați, data expirării sau, mă rog, cât timp este valabilă de la deschidere. Vedeți capacul acela, 12 luni. Sigur, au trecut 12 luni de atunci, eu încă mai am destul de puțină cremă, așa că nu o să o mai folosesc pentru că nu vreau să îmi pun produse expirate pe față. Și miroase și super fain. Miroase a... când mergeți la soare, știți, și vă dați cu spray din acela de protecție solară. Exact așa miroase și acesta. Este un miros foarte plăcut și face să mă duc cu gândul la mare. Mai departe, dacă tot suntem la categoria creme, aceasta este favorita mea ever. Este vorba despre Chica Pear. Cred că ați mai auzit de această cremă pentru că este cam pe peste tot pe social media și mai am foarte, foarte puțin din ea.
după cum vedeți, este o cremă verde care e foarte alunecoasă și gata, hai că mi-ai pus focus, mulțumesc. Mai am foarte puțin din ea, dar mi-am făcut rezerve, mi-am luat și borcănașul mare. Inițial mi-am luat crema aceasta în format mic, cred că este de 15 ml, după care ce am văzut cât este de bună și cât de fain mi se așează pe ten, mi-am luat și varianta mare. Care este toată șmecheria cu crema aceasta? Pur și simplu, o aplici pe față și îți neutralizează instantaneu roșața. Și multe persoane zic, printre care mă aflu și eu, că nu mai este nevoie de fond de ten după ce aplici această cremă. Bineînțeles, acum dacă vrei să mergi la un eveniment sau cauți ceva cu acoperire super mare, nici într-un caz nu este bună această cremă, dar dacă vrei să ieși în oraș sau vrei pur și simplu un machiaj lejer, eu zic că e o alegere super bună. Pentru mine a fost o descoperire wow, pentru că mie nu prea îmi place să port fond de ten și singurul motiv pentru care port fond de ten ar fi că vreau să îmi uniformizez nuanța tenului, pentru că nu am probleme cu acnea, slavă Domnului, n-am coșuri, nu am probleme în sensul acesta. Singura mea problemă ar fi roșața, că uneori mă mai înroșesc, mai am pete difuze din acestea și asta este foarte bună în acest sens. Dar foarte important este că nu trebuie aplicată cu beauty blenderul sau nu trebuie să o tepuiți efectiv, trebuie frecată, știți, cu mișcări circulare, pentru că ea, cumva, ia culoarea tenului vostru. În momentul în care o aplicați pe față, este verde, dacă o frecați, ea intră în piele și ia imediat culoarea tenului vostru. De aceea mie îmi place foarte mult. Un alt plus pentru această cremă ar fi că are și factor de protecție solară 30, PA++, deci avem și SPF împotriva razelor UVB, dar și broad spectrum împotriva razelor UVA, deci are o protecție destul de bună. Bine, acum este nevoie de o cantitate destul de mică pentru a-ți uniformiza tenul, deci nu prea știu câtă protecție SPF asigură acest tip de cremă. Nu știu ce să zic despre partea de hidratare, pentru că mi se pare că usucă tenul mai mult decât să îl hidrateze, dar corecția de culoare e ceva amazing, deci mie mi se pare foarte faină și nu mai folosesc BB cream sau fond de ten sau alte chestii la ocazii obișnuite, nu știu dacă este afară sau așa, mă dau doar cu asta. Are și un ingredient minune, este vorba de centela asiatică, probabil știți că se folosește destul de mult în cremele acestea din Coreea, din partea aceasta asiatică, și se spune că această plantă are proprietăți antiinflamatorii și tigrii din zona aceea, când erau răniți, se tăvăleau prin frunzele acestea de centela asiatică și li se vindecau rănile. Acum, acest ingredient, din câte am observat și din câte m-am documentat, este destul de studiat. Și se spune că ar avea un rol cicatrizant pe lângă rolul antiinflamator și s-au făcut și ceva studii pe șoareci, ceva pe cartilaj de ureche de la șoareci și se spune că ar ajuta la regenerarea acelui cartilaj. Dar este un ingredient foarte folosit în industria aceasta cosmetică. Deci recomand pentru cei care aveți probleme de acest gen, roșață sau un ten neuniform. Poate următorul produs este vorba de această cremă de la Kiehl's. Probabil că ați mai auzit de crema aceasta. Este o cremă pentru ochi cu avocado. Și au fost și încă sunt, pentru că văd pe foarte multe grupuri din acestea de pe Facebook despre skincare, multe confuzii, pentru că lumea în general nu prea știe cum să folosească acest tip de cremă. După cum vedeți, haideți că vă și arăt, are o consistență destul de, nu știu dacă se vede la cameră, destul de cremoasă. Deci nu este o cremă fluidă. Și, într-adevăr, când o aplici la nivelul ochilor, mai ales cum zona ochilor este destul de sensibilă, poate o să întâmpini anumite dificultăți când aplici produsul. Multă lume spunea că nu îmi place crema respectivă pentru că mă face să trag de piele și este o cremă foarte consistentă și foarte, nu știu, foarte untoasă și nu consider că nu este potrivită pentru zona ochilor, dar este super, super simplu de folosit. Haideți că vreau să vă și arăt. Ideea este, ok, am luat puțină cremă.
Și vedeți ce consistență are. Stați așa că am probleme cu focusul. Bun. Ideea este că atunci când o aplicați, trebuie frecată între degetele inelare, da? Și frecați până când crema se transformă în așa ceva. Nu știu dacă vedeți, dar deja și-a pierdut din consistență și acum este super, super fluidă. Și după care o puteți aplica la nivelul ochilor. Bineînțeles că dacă o aplicați direct așa, o să fie super greu și mai mult o să vă agresați pielea. Dar crema în sine este una foarte bună și eu sunt deja la al doilea borcănaș din acesta. Este foarte hidratantă, îți lasă pielea super catifelată și cu siguranță o să o mai recumpăr. Acum o folosesc și pe aceasta, dar mai am încă una de la Lancome, cred, care îmi place și aceea super mult. Ideea e de fiecare dată când cumpărați un produs să vă și documentați despre cum se folosește acel produs. Ok, alt produs. Produs, că am zis de 500 de ori produs. Este vorba de unicul și inegalabilul, vă rog frumos aplauze, acid hialuronic de la The Ordinary. Eu am mai încercat acest tip de produs de la diferite branduri. Cred că am avut de la Revox, de la Revolution, ceva Revolution Makeup și de asemenea de la It's Skin, dar niciunul nu mi s-a părut atât de bun precum acesta. Este și foarte ieftin, adică acesta este cred că la 30 de mililitri și a costat în jur de 30 de lei, dacă nu mă înșel. Mie mi este destul de util pentru că, v-am mai spus și alineaur, că am un ten destul de uscat și acidul hialuronic mă ajută destul de mult în sensul acesta, mai că să aveți grijă de fiecare dată înainte să aplicați hialuronic sau după caz, să vă dați cu puțină apă pe față. Eu am un, nu am aici lângă mine, o apă din aceea termală pe care o aplic, o să vă las linkul în descriere și o aplic înainte să mă dau cu acid hialuronic, după care pun puțin în palme, mă dau pe față și pe gât și intră super repede în piele și îți lasă pielea foarte catifelată. După care mi-aplic, poate mai am și alt serum sau direct crema hidratantă. Dacă tot vorbim de creme, vreau să vă spun că această cremă de la CeraVe mi se pare absolut genială. Este pentru un tip de ten uscat spre foarte uscat. Mie mi-a folosit foarte mult crema aceasta în momentul în care mi-a apărut un fel de eczemă, o iritație la nivelul gâtului, pentru că mi-am aplicat o mască, vă spun și despre ce mască este vorba, ceva hialuronic, marin hialuronic, nu știu, e o mască din aceasta coreană. Și la nivelul feței am avut puține probleme, cu mici coșulețe după ce mi-am pus masca aceea, dar pe spatele produsului spunea să aplice restul de produs pe gât și cum l-am aplicat, mi-a uscat destul de repede gâtul, s-a evaporat, mă rog, substanța respectivă și gâtul meu a rămas foarte uscat. Eu am dat cu cremă după, dar se pare că nu a fost de ajuns și după a trebuit să folosesc tot felul de creme din acestea untoase, creme mai grase, ca să mă ajute să scap de acea problemă. Deci nu o să mai recumpăr masca aceea. Pe față a fost ok, v-am zis, am avut doar câteva coșulețe, dar au trecut destul de repede. Și în continuare folosesc această cremă la nivelul gâtului. Pe față nu o preaplic pentru că mi se pare într-adevăr destul de grasă, destul de untoasă și depinde. Uneori dacă îmi simt fața atât de deshidratată, o aplic și pe față, dar în general o aplic la nivelul gâtului și tot de la CeraVe mai am și loțiunea, tot pentru piele uscată spre foarte uscată, am varianta aceea mare, am unitat mai borcanul pe care îl țin la duș și pe aceea o aplic și pe gât și pe corp. Pentru față folosesc alte produse, dar din nou pot să îl folosesc și pe acesta, depinde de nevoile mele. Apoi ultimul produs din categoria skincare este această apă micelară de la Bioderma și eu sunt destul de picky, destul de pretențioasă când vine vorba de ape micelare pentru că nu toate îmi fac bine tenului. Unele mi-l usucă prea tare, unele mi-l înroșesc destul de mult, mi-l irită. Este adresat unui ten sensibil, da? Deci, din nou, deși aceasta nu are parabeni, este hipoalergenică. Am mai încercat tot felul de ape micelare, dar nu mi se potrivesc toate la fel de bine ca aceasta. Tot de la Bioderma mai este
este o apă micelară pe varianta albastră pentru ten uscat spre foarte uscat. Și aceea este super bună, dar parcă îmi lasă cumva fața prea uleioasă, prea hidratată, dacă pot spune, nu știu, nu-mi place la fel de mult ca aceasta. Și cred că sunt la a treia, la a patra sticluță, că aceasta are 500 de mililitri. La categoria de make-up am 3 produse, dintre care unul este un fond de ten. Este vorba despre acest fond de ten de la The Body Shop, în nuanța Bali Vanilla, cred. Voi vedeți mai bine, Bali Vanilla, da, 020. Este un fond de ten care mie îmi place foarte mult pentru că este ușor. Nu are o acoperire foarte mare, aș spune undeva o acoperire mică spre medie, dar se poate construi, puteți să puneți mai multe straturi. Eu în momentul de față port acest fond de ten și ce mai îmi place foarte mult este că lasă un finish din acela dewy, un finish strălucitor. V-am mai spus că nu-mi plac produsele care îți lasă fața mată. Deci pentru mine este o variantă super, super faină și prețul este undeva la 78 de lei, dacă nu mă înșel, și au mai multe nuanțe și are și SPF 15. În fine, nu vă încredeți în SPF-urile de pe produsele cosmetice, pentru că ca să ajungeți la o protecție de 15 ar trebui să puneți o groază de produs și nimeni nu cred că își pune vreo 11 lingurițe de fond de ten pe față. Așa că întotdeauna dați-vă cu SPF și după SPF-ul acesta care este scris aici este doar un bonus. Deci, dacă sunteți în căutarea unui fond de ten cu acoperire mică spre medie, cu un finish dewy, acesta este o alegere super bună. Și tot în sensul acesta, mai am și acest produs de la MAC, care este un fel de CC cream, BB cream, nici nu știu ce e, cremă tinted cream, cremă pigmentată sau așa ceva. Și aceasta are SPF 30. Îmi place foarte mult acest produs pentru că, din nou, are o acoperire destul de mică și lasă un finish dewy. Parcă, și cu acesta parcă te-ai dat cu o tonă de highlighter. Arată foarte fain după ce l-aplici. Într-adevăr, acoperirea nu este grozavă, dar v-am spus că eu nu caut neapărat acest lucru la un produs. Ai zice că are SPF 30. Acum, nu zice nimic dacă e broad spectrum sau nu, însă când am intrat pe site-ul lor, am văzut că au updatat această variantă și mai nou este broad spectrum, deci nu mai există varianta aceasta doar cu SPF, ceea ce este super bine. Înainte de acesta, îl foloseam pe acelea de la Garnier și încă îl folosesc. Cred că am folosit vreo 5 tuburi, foloseam și nuanța, știți că au 3 nuanțe, foloseam și nuanța light și nuanța medium și mereu le combinam, depinde, dacă era vară le combinam, dacă era iarnă, am doar nuanța light. Dar dezavantajul la produsul acela este faptul că lasă un finish mat și asta nu mi-a prea plăcut și într-adevăr acela era destinat unui ten mixt spre gras, ceea ce nu se prea pupa cu nevoile tenului meu, pentru că v-am spus că eu am un ten uscat, dar îmi plăcea foarte mult, îmi plăcea acoperirea pe care mi-o lăsa și faptul că era cumva foarte lichid. Mie nu-mi plac fondurile de ten foarte greoaie, foarte, nu știu, care îți încarcă tenul, v-am mai spus. Într-adevăr acesta, în comparație cu cel de la Garnier, este puțin mai solid, dar îmi place destul de mult și acesta. Deci pot să zic că este printre preferatele mele. Cred că cel mai mult din cauza finish-ului pe care îl lasă. Și ultimul produs de make-up pe care o să vi-l arăt este acest rimel de la Lancôme. Sunt deja la al doilea, pentru că am o foarte mare problemă cu ceea ce înseamnă rimelul. În sensul în care ploapele mele sunt destul de uleioase și cu orice fel de rimel m-aș da, mă trezesc pe aici, pe sub ochi, cu dâre din acestea de negreală, pentru că îmi curge rimelul. Și am încercat tot felul de variante de la brandurile acestea tip drugstore, adică nu, în general nu aș da atât de mult pe un produs de make-up, pentru că acesta într-adevăr este destul de scump, cred că este undeva la 100, peste 100 de lei în orice caz.
caz aveți linkul în descriere dacă vreți să vedeți. Faza e că îmi face super bine, adică mă ajută foarte mult și nu îmi curge rimedul ca la celelalte. Așa că dacă aveți cumva vreo recomandare de rimel la un preț accesibil și care să fie și bun și să nu mi ajungă până aici la bărbie, v-aș ruga frumos să-mi recomandați și mie unul, pentru că chiar am nevoie. Și ultimul produs din acest minunat clip este această lumânare. V-am mai spus, știu că nu prea are legătură cu tot ce am prezentat până acum, respectiv cu make-up și cu skincare, dar am ținut neapărat să vă spun cât de mult îmi place această lumânare. Este o lumânare de la Yankee și este destul de mare, are 411 grame. Eu am descoperit de curând aceste lumânări. De curând, asta însemnând... Doamne, stați un pic, nu... Doamne, e genială. Ce ziceam? De curând, asta însemnând acum câteva luni, când mi-am luat o lumânare în variantă mică cu macaron. Cred că ați mai văzut-o în clipurile mele. După am mai tot testat, am mai mers prin magazine, mi-am mai cumpărat mostre din acelea, că au și lumânărele mici, și mi-am cumpărat și o mostre din aceasta Black Cherry. Doamne, deci nu pot să vă spun cum miroase această lumânare. Are un miros de cireșe, dar nu este neapărat fresh. E un miros din acela mai pătrunzător, mai elegant, mai lemnos. Deci este genială. Și știți că atunci când învăț, îmi place să-mi aprind așa o lumânărică, să fac atmosferă foarte drăguță. Și faza e că nici măcar nu trebuie să ardă mult. Adică 2 minute îi dai drumul, vedeți că am consumat destul de puțin din această lumânare, pentru că are un miros foarte puternic. Îi dai 2 minute drumul să ardă și după care umple toată camera cu miros. Bine, camera mea este și o cameră destul de mică, așa că poate din acest motiv, dar uneori nici măcar nu o aprind. Pur și simplu o desfac și simt mirosul. Deci este o candelă, doamne, o lumânare super bună. Mi-am mai luat una să o încerc, dar nu este aici. Una cu mandarină și scorțișoară sau ceva, și aceea miroase cumva a șampon sau a bombonele din acelea colorate de care mâncam când eram mici. Deci au tot felul de mirosuri, au tot felul de mirosuri și arome și mi se par super, super faine. O să vă las și pentru această lumânare link-ul în descriere. Bun, și cam atât am avut eu să vă spun și să vă arăt mai exact. Dacă v-a plăcut ceva din ce am prezentat eu aici și vreți și voi să încercați, aveți toate linkurile în descriere de unde puteți comanda aceste produse. Sper din tot sufletul că v-a plăcut acest clip și poate că a fost puțin neobișnuit, pentru că nu am mai prea făcut aceste tipuri de videoclipuri, dar dacă v-a plăcut, vă rog să dați acestui clip un like și să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o deja. De asemenea, apăsați și clopoțelul dacă vreți să fiți primii notificați atunci când eu postez ceva. Eu vă pup și ne vedem data viitoare cu un nou video.